Dragii mei, salutare, o nouă emisiune, Generația lui John. În seara asta vrem să fim de succes, vrem ca tinerii să spună mai multe, să-și dorească, să aibă loc printre toți adulții care spun, dom'le, mai stai un pic, mai crești și tu un pic, cine te recomandă? De ce ai venit în seara asta? Nu prea ne place de tine, parcă nu e ceea ce căutăm noi, nu vrei tu să ne lași pe noi să ne facem treaba, că e mai bine în felul ăsta. Un singur invitat alături de mine, vorba de Sergiu Gliga. Sergiu, bine ai venit în emisiune! Bine v-am găsit. Tocmai din Baia Mare, 14 ore pe tren, din câte te-ai văitat sau lăudat? Ambele. Hai să fie, zi-ne despre tine 2-3 cuvinte ca să te cunoaștem mult mai bine. 2-3 cuvinte, eu sunt muzician, îmi place muzica, îmi place actoria, îmi place medicina, îmi place să fac orice, promovez cultura. Cei de acasă, faptul că îți place să și vorbești foarte mult. Vorbesc foarte mult, că așa-s maramureșeni oameni. Eu m-am gândit foarte, foarte bine să plec un pic, să te las să vorbești așa vreo 10-20 de minute, că n-o să-mi simte nimeni lipsa, mai ales că am văzut că ești foarte pornit. Sau, da, ai văzut de ce ai energia asta? Dar înainte de toate vreau să știu ce te-a făcut pe tine să te urci în tren de la Baia Mare până în Ploiești și să vină emisiunea asta, că vorba aia, cred că există televiziuni și acolo și mai e și Facebook-ul, sunt multe, multe alte opțiuni. Exact. Ce m-a făcut e exact tema despre care vorbim. M-a făcut faptul că, vorba aia, pe română să înțeleagă tot tineretul, dacă nu mergi, nimeni nu te caută, așa cum zice maramureșanu, adică nimeni nu te caută. Și atunci eu am zis, hai să mă duc, am văzut un prieten, Gabriel Florescu, de aici, din Ploiești, așa, că a fost, și am zis, băi, de ce el a fost, am văzut emisiune, am văzut, băi, despre tineret, hai mă duc și eu. De ce să mă duc, de ce să nu vorbesc? Adică, ai fost atras de subiectele care se dezbat în emisiune? Se poate dezbate un subiect. Care sunt 14 ore de stat în tren. Dar și cum dor. Da. Cred că tot mai repede. 3 ore, bine. Da. 4 am dormit. Ai dormit? 4 și restul? Restul mă gândeam ce va fi azi. Mă gândeam la ce deci să ce zic. Ce să vorbesc cu omul ăsta în emisiune? Ce să îi spun? Că nu știu, despre succes, despre asta o să vorbim, dar până trecem la temă, hai să facem cea mai simplă chestiune, să intrăm pe telefon, să dăm rapid share. Știi că suntem chiar acum live pe Facebook-ul emisiunii. Trebuie să scrii Generația lui John, să dai share, dar vezi că în share-ul ăla trebuie să scrii și tu ceva. Scrie, Sergiu, scrie. Gen, cât să înțeleagă omul că ești live acolo și să dea mai departe. Uite, i-am dat și ador, să nu zică lumea că eu nu dau ador. Distribuie. Dai ador așa doar cu excepție? Poftim? Doar într-o excepție dai ador? Dau ador în general la ce-mi place. La ce-ți place. Așa. Păi să dai și tu angry, să se pară că nu dai bine la TV. Hai că pentru a fi de succes trebuie poți să miști foarte repede. Poți să vorbești că eu te aud în timp eu ce vorbesc. Eu cred, dar tu nu prea mai interacționezi cu mine, că ecranul ăla e foarte, foarte drăguț. Așa e. Știi cum e, doamne, stați să scriu, dar să nu greșesc. Știu, dacă e să greșesc. Nu greșesc, că cometează lumea de greșele bine, gramaticale. Foarte bine, te bagă în seamă. Așa e și asta, e adevărat. Așa, Generația lui John. Generația. Hai că te descurci, din câte văd eu chiar te descurci. Eu zic că până mâine John, dimineață perfect. Reușim ceva. Da, am reușit, am postat live. Fericit să fii, închide telefonul, am scăpat de el pentru câteva... Doamne ajută. 10 de minute foarte, foarte bune. Sergiu, tu ai vârsta de... 20 de ani. Mulți ani înainte. Făcut și ești mâncii. Clasa A? Sunt clasa 12 la Colegiul de Arte. Dar din la ce vârstă te-au dat la școală? M-a dat mai târziu mama. Te-ai certat cu vreun profesor și a zis, hai, mai stai încă un an? Nu, am fost eu guraliv și m-a dat mai târziu, că a zis că ăsta e nebun, îl mai lăsăm în casă un an să se coacă la cap. Da, uite că... Hai că nu era explicația asta. E mai lungă copilăria. Sunt câteva diferențe de mentalitate între Baia Mare și Ploiești. Credem o să descoperi pe parcursul discuției, s-ar putea ca unele lucruri să fie mai bune aici decât acolo și invers. Dar hai să începem cu una dintre cele mai simple întrebări. Ce înseamnă pentru tine succes? Cum vezi tu succesul? Succesul pentru mine înseamnă, în primul rând, ceea ce faci tu cu mâna ta. Poate fi succes sau poate să nu fie succes. Este succes atunci când te apuci și faci. Băi, vreau să fac aia, ai potențial, în primul rând trebuie potențial, dorință și muncă. Și rezultat. Bănuiesc că și rezultat, de rezultat și despre ce o să vorbim și astăzi, trebuie bani, care în păcate mulți care nu păi au. Ai venit cu bani la tine? Măi, am jur, uite, știe lumea că eu sincer, băi, mă cunoașteți toți care vă uitați la mine că-s nebun. Cât am avut? 5 de lei. 5 de lei la mine, mâncare. 5 de lei înseamnă 50 de lei, da? 500 de mii vechi. În banii vechi. Maramureșănești. 5 de lei. 5 de lei. 50 de lei. Păi și la banii... 500 de lei cum le spuneți? 5 milioane. Bine, eu zic așa, normal, și la noi se zice cu 500 de lei, dar eu îți Gliga Sergiu, așa că... E un fel de marcă înregistrată, așa, mă marchez eu că îți prezent acolo. Deci că e important să înțeleagă omul din prima ce îi spui. Exact. Cam așa funcționează lucrurile pe la noi. Așa e, da, așa mă ține minte. Zim cu succesul, lasă-mă, nu mă plimba, că sunt aici, sunt prezent, sunt foarte ascultător vis-a-vis de discuție.
Cum e? Te simți ca fiind un tip de succes, ca fiind un tânăr care are și potențial și care, într-un fel sau altul, poate să acționeze, sau te simți nebăgat în seamă? Pe de o parte mă simt de succes, pe de o parte nu. Mă simt de succes în sensul că am ajuns, nu pot să zic artist, nu mă numesc, că vorba aia alții trebuie să tâlmească, am ajuns să fac muzică, să ajung în fața unui auditoriu și să nu stau la blocuri ca alții, să... Pentru că știu că nu ai voie să spui chestiunile astea în emisiune, dar o să le spun eu fără probleme. Tu deja ai apărut în niște show-uri televizate la nivel național. Ești un tip carismatic, vrei să faci ceva cu viața ta, ești optimist, ești oarecum actiat după popularitate. Să știi că ăsta nu este un lucru rău. În 2017 avem nevoie de oameni care să fie în centrul atenției, care să aibă ceva de spus. Dar, Sergiu, te întreb acum așa, tot la fel de direct. Tu ai ceva de spus? Am de spus. Acolo, de exemplu, ca să știi tu, să mă cunoști și mai bine, acolo m-am dus să mă distrez. Nu m-am dus să câștig, să le... Că dacă mergi să câștigi, nu câștigi. M-am dus să mă distrez. Așa faci și la Loto 6 din 49. Cu 3 e nu, cu 3 e da, cu 10 e da, cu 11 e nu. La fel de bine am ieșit de acolo, m-am simțit bine. O să vedeți restul la televizor. Mai există cu butonul ăla auriu? Am mai există la și ăla. La fel, dacă dă Dumnezeu să fie, este, e nu, este. Asta este, acum vorbesc așa pe accentul nostru mai natural, ca să vadă plăieșenii, că și noi... O să se supere nimeni, să știi, da, nu se va supăra nimeni. Că nu înțelege lumea. Vreau să știu când ai descoperit talent. Artistul din tine, când ai înțeles faptul că te pricep, că ești un mic actor, că ai și calități vocale, că poți să te exprimi bine, că ai priză la public... Păi asta am descoperit pe la 4-5 ani, 5 ani aveam, hai să zic, când mama mi-a cumpărat un pian de la micut, știți, erau alea de copii pe vremea, în 2004, 2000, pe acolo. Cam și foarte, așa, foarte și mă jucam cu ele și ascultam, era o melodie înregistrată în el și eu orelam după atunci, mi-am dat seama că am ureche, am conștientizat că eu pot imita perfect notele, bun, după ureche. După aceea am lucrat cum, cum imiți tu notele așa după adică ureche? Adică sau de gen piesa aia, și am luat-o. Așa și poți să spui exact notele? Pentru că am luat-o ca Oscar, uite, va înțelege și lumea care se uită să învețe ceva care nu știu pian. E ca Oscar. Eu nu știu Sergiu Pian deloc. Muzica urcă și coboară. Vine apoi. Te uși mai cobor și urci, atâta-i tot. Și atunci dacă e orguța aia ce-o fi în sus, este ca și o scară urcă. Sergiu, trebuie să vorbești un pic mai rar cu noi, că nu să te mai prindem. Sperăm să mă înțelegeți voi. E ca și cum am fi la un semi-maraton. E să apuc să zic în emisiunea asta tot ce am de zis. Ți-ai propus asta, da? Da. I-am înțeles că ai și mici supărări și că succesul ăsta despre care vrei să ne vorbești e un succes cu bețe în roate. Că nu ți-e chiar atât de simplu. Da, sunt piedici. Niște oameni care nu te lasă în pace. La propriu, nu la figurat. Care au așa o problemă cu tine și care nu văd talentul din tine. Au zis că, doamne, n-ai cine știe ce voce sau cum? Sergiu, tu cânti? Eu cânt, ideea care, ca să zic așa, să înțeleagă și lumea, eu cânt pe lângă pian, că vorbeam de asta, pian, îmi place să compun, fac piese, nu... compozitor nu mă numesc, dar no, pe acolo vreau să ajung și eu. Ce mai fac? Îmi place să învăț pe alții pian, să învăț canto, să învăț tehnică vocală, chiar dacă alții îmi zic că eu nu știu, totuși uite că eu simt că știu și dacă n-aș ști, nu jur că nu m-aș spune că nu mă apuc să fiu prost, că n-am ce face. Și pe chestia asta, mie îmi place foarte mult, am observat la 14-15 ani că pot cânta foarte sus, adică ca și o soprană, asta este contratenorul la băieți. Stai că e bine ce ne spui. Așa. Tu, știi că aici în Ploiești noi avem un contratenor foarte, foarte cunoscut, e vorba de Cezaruatul, știi? Așa, normal. Poți să zici, nu am auzit normal. De el, ai auzit de el? Normal că am auzit, pe Eurovision, am urmărit toți sopranii și contratenori. Vă cunoașteți? Nu ne cunoaștem personal, am scris odată două ori pe Facebook, dar nu mi-a răspuns, nu mă gândesc, eu nu-s genul să judec. A, da, cu sim, pentru că îmi dau și eu seama că n-are vreme toată lumea, că nu singurul care scrie asta pot să jur. Dar ce ai spus, că ești un mare fan? Nu, i-am spus că lucrez bla 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 în domeniu și că îmi place și că aș vrea să colaborez. Da, să știi că s-ar putea să uite și Cezar la noi la emisiune. Pe bune, dacă îi dă cineva tag în live-ul de pe Facebook sau dacă încep prea multe like-uri și comentarii, s-ar putea să vadă. Zic că, băi, uite, e un tip acolo care zic că poate să cânte cam ca tine. Așa cum dacă tu poate tu reprezinți concurența lui.
Poate ești mai bun decât el, cine știe. Mai bun nu o să fiu niciodată, el are facultate, încă eu n-am. Așa. Cea mai bună chestiune, care are facultate. Nu cred că facultatea e cea mai importantă. Adevărat și asta, eu cunosc mulți care nu au facultate și sunt mai buni. Talentat. Da, știi că urmează, oarecum, mai ales pentru cei care ne urmăresc acum, să ne dai un fragment acolo, ceva, să auzim și noi. Dar fii atent, nu uita că avem niște colegi care stau cu... căștile în urechile. Nu, lasă căștile, nu, cu mâna pe butoane și geamurile și toate cele... Dai și tu un pic de grijă de noi. Puse un pic de grijă de noi? Da, pot. Dar adică interpretarea asta de câteva zeci de secunde... Nu, mâine. Adică ai stat 14 ore pe tren ca să mai aștepți până mâine ca să cânti un pic. Dă-ne ceva acolo, să ne dăm seama că ai talent, că ești pe bune, că ești live acum, nu, că știți că trebuie să vin cu CD-ul după mine. N-am nevoie de CD-ul, eu nu cânt cu CD-ul, cânt doar live. Vrei să faci playback? Nu. Da, vă rog, dați-mi negativ în căști, da, în căștile care nu le-am. Ar fi bine și asta. Ce vrei să ne interpretezi un pic? Băi, acum vine dintr-o piesă așa de muzică clasică. Ne vrem să auzim câteva note de astea foarte, foarte înalte. Că dacă tot am făcut comparația asta cu Cezar Oatu, e frumos să găsim acolo o asemănare. Să știi că eu să spun, dacă mi se pare că nu neapărat că ești afon. Normal. Noi suntem foarte sinceri în emisiunea asta. Normal. Pe mine m-au făcut oameni în fel și chip, extraterestru, de toate. Exact, știu, așa mă fac și pe mine, nu mie. Aia. Bine, hai, stai o zi, zi ceva. Să-mi fac așa o pregătire. Trebuie să te încălzești, nu? Că poate o secundă, numai așa. Mame, mi, momu. Sfânta de te languiși el cuor. Și tot așa, bla, bla. Sau... Asta ar fi Ave Maria de Caccini, dar la ora asta e un pic târziu să o mai fără încă zi. E nepilit, e gârjit un pic după 14 ore pe tren. Să știi că nu e chiar atât de rău pe cât bai crede. Sper că așa e. S-ar putea să te sune Cezar, să zică, uite-mă, Sergiu, știi o să, că... Dacă sună el, e clar școală, că se le... Am făcut o școală de canto. Observă. Faci chestia asta? Mergi la canto? Vreau să fac după ce termin a 12, deoarece în timpul liceului nu prea am avut ocazia să fac canto, că da. Conform problemei care ți-am spus-o. Că da, stai, asta nu înțeleg, trebuie să-mi spui, adică... să pricep, cum că da, de ce n-ai putut? N-am putut pentru că eu mi-am susținut talentul ăsta din cauza că vorbeam atunci, că, ca să reamintim, că la 15 ani, 14-15 ani am observat că pot cânta așa sus. Eu pot, că pentru cei care cunosc, până în C2, aproape 2-3 să ajung, cu încălzire maximă, ajung și mai avem 2-3. Încă un asta înseamnă un foarte tânăr, sus. Fie, mai avem un tânăr așa. Care cântă la fel de bine și cred că a fost la Vocea, dacă nu mă înșel. Așa. Laurian Manta, ai auzit de el? Am auzit, dar nu mai știu la ce a fost, nu mai știu unde a fost. A Vocea, la Vocea a fost. Așa. Deci am zis o comandă de artiști, adică ai putea să iei contact cu ei dacă tot ai ajuns, presupun că nu o să pleci imediat după emisiunea acasă. Nu, dar eu nu mai am să văd ploiești și eu. Când ai tren? Mâine seara la 21:57. Și trebuie să faci un tur în seara asta, mâine, când faci? Vreau să mă duc și azi și mâine să văd, că mie îmi place să călătoresc, toată lumea mă știe. Ce ai auzit de ploiești până acum? Măi, jur că acum prima oară în viață așa colosal, spun și eu așa în direct live, am făcut o legătură că Ploiești de la ploaie vine. Dar jur că până acum nu am făcut deloc corelația asta, ploaie, Ploiești. Și apoi am realizat și mă gândesc că la voi plouă mult, fiind aici zona de câmpie predominant. Așa l-ai reținut că Ploiești vine de la ploaie, nu? Păi Ploiești, ploaie. Deci în București nu plouă. Păi sunt bucuroși oameni. Ce ai făcut despre Ploiești până acum? Măi, nu prea am aflat chestii, dar vreau să aflu. Ziua nu avem metrou, să știi, nu avem metrou. Dar nici noi nu avem bani, la ce intră? Da, nu avem metrou, dar avem tramvaie. Avem oameni mai sănătoși care merg mai mult pe jos. Nu știu dacă avem chiar așa de mulți oameni care merg pe jos, dar avem cozi la shaorma, da? Shaorma avem din plin. Le avem pe toate astea, cum se numesc, gări, centre comerciale, mall-uri, și că trebuie să-ți închizi telefonul, că te tot... Îl închide tot? Da, păi îți dă lumea acolo. Să vibreze, vibreze, domnule. Te iubim, Sergiu, ești cel mai tare. Da, zile să-ți scrie direct pe Facebook, că ești în live. Pe Facebook că sunt live, da, și... Că nu mă lasă John să stau cu telefonul deschis. Și că nu mă lasă să stau pe telefon. Ia, mi-am deconectat internetul. Zi, nu știi că e orașul Caragiale? Perfect. N-am știut. N-ai știut chestia asta? Jur. Am făcut Caragiale la liceu, dar bombardamentele din Ploiești, poate le-ai auzit? Muzeul ceasului, care aici la 2 pași de noi, care e singur din România. De asta am auzit de la prietenul ăsta, am auzit și vreau să-l văd. De la prietenul ăsta, am auzit de la prietenul ăsta. Da, măi, până că acum n-ai auzit ca singurul muzeu? Nu, pentru că eu, care e ideea, să zic pe scurt, mie îmi place foarte mult să călătoresc. Când mă duc într-un oraș, știu foarte puțin despre și îmi place la locul, fața locului să întreb, că nu mi-e rușine să mă să întreb pe stradă. Avem o primărie, e foarte, foarte tare. Deci e o clădire pe care n-ai cum să o zici, să nu o vezi. Dacă îți faci un selfie în centrul orașului, cu siguranță se va vedea și primăria undeva pe fundal. Mai avem și noi copaci din când în când, avem niște intersecții, mai stăm și noi mai mult în trafic. Da? Așa la tot. Petrolul, știi că
plecat de pe aici, petrol, adică... Asta știu. Că e un oraș industrial, că... E și Baia Mare a fost. Da, și la noi aici, și e rupere în continuare. E turnul ăsta Eiffel la nostru, așa. Turnul combinat, nu știu dacă știi de el, are 357, cam așa, și mai înalt cu 7 metri, știu, de... ca și turnul Eiffel. Deci avem și noi ceva, da, pentru că suntem români, vor să-l dărâme și pe ăla și au fost de astea proteste și acum l-au lăsat în plata Domnului, că doar mai bine stricăm decât să facem. Corect. Pentru unii. Deci asta este tot ceea ce știi tu despre Ploiești? Așa, și mâine o să aflu mai multe. Asta seară o să aflu multe. Nu mai ce să afli. Tăti, tu știi cum aflu eu? Eu bat din gură, nu mi duc și mă duc la o lăptărea asta din colț. O întreb, doamnă, spuneți-mi ce e aici, ce e aici, ce e acolo. Și una, două, aflu, îmi place să învăț așa și m-am dus și în Suceava, am văzut biserică. Cum ți s-au părut oamenii așa la prima vedere? Ei sunt comunicativi? Sunt foarte agitați aici. Se observă diferența... Ești agitat. Eu nu sunt agitat, eu sunt cu energie. E o diferență. Ești showman acum, nu? Nu, eu așa sunt natural, dar mă refer, nu sunt agitat. Eu sunt natural cu energie, așa proprie, dar ei sunt agitați într-un mod impropriu, adică sunt agitați, parcă îi fugărește cineva, îi agitați, stânga, dreapta, metrou, busul, trenul, vine, du-te, pleacă, foarte, se vede că e mai sud. Se muncește foarte mult pentru foarte puțin bani și da, rămâne oricum... Omul fuge după bani, asta e problema. Tu nu fugi după bani? Nu. Stai așa să termin cu clasa a 12-a și presupun că vei veni către București? Da, nu știu dacă la București sau Cluj, că o să zic și unde vreau să viu, să se sperie lumea, dar pe mine nu mă interesează, că mie îmi place să fiu natural. Morți-ți viața mea, e tot ce vă spun. Unde vrei să dai? Anatomopatologie, medicină legală, autopsie, vreau să fiu. Păi foarte tare! Nu mă gândeam că un om ca tine... Da, mă sperie și un pic. Da, nu mă gândeam că un om ca tine să gândești la chestia asta, mai repede la un ATC, la ASE... E frumos... Frumos, frumoasă meseria, pentru că, până la urmă, dacă o luăm, hai moral să râdeți și voi să nu știți că va și nebunul obligat să o dus acolo să bată din gură. Nu, domnule, e frumos pentru că, în primul rând, dacă ești asistent undeva sus pe secție, ăsta zice, măi, mă trageți, fii că mă dare. Lasă-mă, doamnă, în puii mei, domnule. Acolo, domnule, face ce vrea. La noi, toate operațiile este perfect. Așa că nu e nicio problemă. Nu uita faptul că sistemul de sănătate din România e un pic precar, e foarte jos. Cei mai mulți oameni vin bolnăviori și pleacă. Doamne ferește... Trecând pe la noi? Da. Da. Din păcate, nu-i ce face, pentru că în media în lume, eu știu chestia asta, nu știu dacă tu știi, că multă lume nu știe că nu e ceva de știut așa important. 200 de oameni mor pe minut în lume. Pe minut. Deci în fiecare minut în care noi vorbim 60 câți de minute, aici mor 200.000. 12.000 de oameni mor cât vorbim noi aici. Dar câți din cauza tutunului? Nu știu, asta chiar n-am calculat, dar mă gândesc că mulți, pentru că natural să moră așa unul după altul, chiar dacă pe oră în lume 12.000, domnule, 12.000 aia s-o mână chiar din 7 miliarde aia că s-ar tăia 0, 12.000, totuși îi ceva, pentru că suflete, sunt oameni aia și nu se duc toți natural, mulți în accidente, neatenție, ce o neatenție de asta, băi, ai trecut pe zebră, te-o călcat, ai... depășit nereclamat. Știi cum e, dacă n-au murit natural, au creat alți oameni. Au creat moartea și au creat-o ei. Artificial și au creat-o ei. În ziua de azi așa mor cei mai mulți, din păcate. Mm-hmm. Inclusiv cu alimentația, așa aia nu-i natural. Chiar dacă ceva au murit, că nu știu ce. Nu-i Sergio, de ce ți este ție cel mai teamă? Măi, e bună Dumnezeu, nu văd să-mi fie teamă aici. Adică mi-e teamă așa de răutatea oamenilor, nu de ei. Deci eu sunt foarte natural să știe iarăși lumea, că tot repet asta, să vadă lumea că cei care intră pe parcurs sunt în stare să mă leg de oricine, nu mi-e rușine să-i comentez unui profesor dacă știu că n-are dreptate sau dacă are doar parțial dreptate și că vreau să-i arăt, băi, că totuși eu știu ceva, că nu fiecare om e egal, nu există că ai făcut facultate, gata, ești... Și că nu suntem egal nici măcar la naștere, unii au... 3.000 și ceva de grame, alții au 2.800. Vezi, aici e problema. Exact cum ai spus tu, asta e un moment în care a fost exact live o dovadă vie că omul din start ca și tine ai gândit la fizic. Băi, psihicul contează, dar degeaba la fizic. Normal, tu ești, uite, mai făcut ca mine, uite la mine, eu sunt băț, dar mă simt siluet, așa că asta îmi place, cu oamenii se stres bine. Și extra slim. Dar oamenii nu se uită la psihic, cu spiritul, pardon. Nu se uită la spiritul, da, spiritual, la că toți ieșim la fel. Suntem ne naștem la fel, toți. Deci nu există că, păi, da? Cum te simți că ești bogat la o zi de naștere? Simți, știi ce ai avut ție? Simți? Nu, te naște egal, la fel plângi ca la de lângă tine, ca la sărac, ca la bogat. Doar că după aia pe parcurs tu îți creezi... partea asta spirituală, părinții, și tu ți-o creezi. Cum să o ai și pe cine să ai lângă tine? Vor de pe Facebook, accentul tău, vor să vorbești cu accentul tău pentru câteva secunde. Adică ai un accent al tău. Am eu, așa e mai șmecher, nu? Ianos, Maramureșeni, așa.
Ziceva, zi păi mai multe. Vorbesc, că eu vorbesc normal și pe accentul nostru. Asta este accentul? Doare, așa e. Nu mă doare, în loc să zici deranjează, cum spun bă, telespectatorii, până seara, domnule și domnule, nu vă deranjează, nu mă doare, iaci. Nu mă doare, că eu sunt română, sunt maramureșan, trăiesc. Doamne ajută. Pălincă, bă, țineți minte o chestie, nu știți, Pălincă, bă, oameni. Pălincă, eu când iau la TV, pătăți, Pălinca de... Bă, domnule, Pălincă, mulțumesc. Așa că de foarte multe ori se pare că accentul ăsta e practic o parte a tradiției și că trebuie să se țină de accent? Da, se ține și de tradiție. Și interesant că voi, deși vorbiți cu accent, când scrieți la fel. Normal. La fel în sensul cu la fel de mult accent. Mulți ani, zeci de ani se scria pe vremea lui, care erau, Sadoveanu, vremea aia, înainte Sadoveanu ăștia la început, arghezii ăștia, pe final de secol XIX, pe început de 20, se scria cu ăștia, ăștia, la Maramureș sunt mulți care scriau... dăm, nu, ce să zic, mânce, 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 nu mănânce. Deci era exact cum ziceai, căptiți, căptiți. Cum? Căptiți. Căptiți? Căptiți. 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 Chită. Chită. Chi. Chi. Pătâi, așa sau de, zi pătâi împreună. Pătâi. Chi. Ti. Chită. Ti. Chită. De foarte greu, nu e mai simplu să spui... Pe limba asta... Pită, chită, Doamne ajută. Ia, Doamne. Doamne. Vezi? Doamne. Vezi, tot nu ziceți Doamne. Doamne. E tata. Doamne. Mă fac reclamă la Nelson Mondial. Mi se pare că e o confruntare între accente și că de la 50 la 50 de kilometri oamenii uită un pic cam, neapărat cum se vorbește. Da. Unii scurtează, alții o lungesc. Pe de timp ce se depărtează, am observat chestia asta. De exemplu, bucureștenii, e o diferență între voi. Voi sudiștii, bucureștenii, ploieștenii, ăștia, slobozenii, Muntenia mai exact, zona aia, nu puteți vorbi ca și noi, dar noi putem vorbi ca voi. Adică eu, uite, acum dacă vreau, eu pot să vorbesc ca voi. Că nu-s bulangiu, eu pot vorbi. Vedeți, bă, oameni, sincer, hai, dă-mă dracu. Ați văzut? Dă-mă dracu că pot. Zi, băi, băiatule, hai că te ascult. Sergiu. Eu. Hai să vedem. Mergem eu văd. Către succes. Știi că vorbeam despre succes un pic spre mai devreme. Succes, da. Când ai stat 14 ore în tren. Așa. În câte dintre orele respective te-ai simțit un om adevărat? Nu prea vreau să mă simt. Pentru că dacă m-aș simți, aș zice că nu mai am ce face. Cu viața aș zice cel mai bun, nu am treabă. Eu niciodată nu m-am simțit. Dar când ai momentul ăla în care totuși zici, măi, uite, mă simt bine în Singurul mea. Moment e când mă aflu lângă personalități. Atunci, când mă aflu lângă personalitate și discut și văd că omul ăla, bă, stă cu mine și mă ascultă... Dacă stai lângă un om normal, lângă un amic, lângă familie, nu poți să te simți de succes, nu poți să te simți împlinit? Nu, pentru că asta înseamnă să mă simt mai presus de el și eu nu mă simt mai presus de el. Chiar dacă par pentru unii că știți că uneori par eu, vai, Sergiu, care face pâine bun și să dă mai mare ca alții, nu e adevărat... Par pentru că am și eu opinia mea și poate pur și simplu nu știu să mi-o exprim cum trebuie și atunci normal că par autoritar, în sensul că pur și simplu nu știu să o exprim cu bunul simț în ghilimele cum ar trebui. Pur și simplu se întâmplă pentru că nu suntem buni în toate. Și, dar în rest nu m-am simțit niciodată foarte bine și nici nu vreau să mă simt împlinit, gen am făcut 15 ani de pian, gata, nu mai trebuie. Eu, de exemplu, la calitatea mea învățând singur pian pentru că n-am avut profesor, nu, mama nu și-a permis să... la vremea aceea să băgăm profesor de 500.000 pe vremea aia, pe zi, pe săptămână, pe oră, așa, atunci am făcut eu singur și am învățat singur și eu simt că am ajuns încât să pot preda pian unor copii mici și să-i învăț, băi, să știe, băi, unde-i două, unde-i rest. Nu uita că trebuie, afară de predatul ăsta, să ai niște acte la mână. În ce sens? În sensul care copilul ăla când învață să învețe pe bune, că poate mai ești tu mici lacune, zic, nu știu. Normal că am iau un manual de grădiță, clasa întâia de începător și le explic ce nu înțeleg. Sau normal ai putea că... să te pui pe YouTube direct. Ai putea să te pui pe YouTube. Dar nu ai câștigat bani, n-ai mai la bani. Nu vreau bani. Eu repet, nu vreau bani. Nu vrei bani? Nu faci pentru bani. Uite, aici n-am venit pentru bani. Poate unii cred că vine Sergiu în emisiune și capă bani și zice, nu, domnule, eu nu vin pentru bani, o să mă duc toată viața ca aș vrea. Dacă mă sună cineva din București, bă, boule, hai în emisiune. Nu, mai omule gratis. De succes, ia așa, mai omule tu, de succes. Să zicem așa direct cum hai să, zice Maramureșan. Mai cuvinte cât mai frumoase. Cât de frumos. Băi, țăranule, Maramureșan. Hai în emisiune la noi. Sunt țăran. Eu nu mă duc. Zice, hai că te plătim și pe mine nu trebuie bani voștri. Că dacă mă duc pe bani ce fac? Vorbim pe bani. Nu, domnule, vin să fiu liber. Și aici am venit să mă simt bine. Sergiu, știi că cele mai multe emisiuni televizate la nivel național au bugete alocate pentru invitați.
Normal, dar eu n-aș lua. Și sunt misiunea. Doar în cazul în care chiar am nevoie, băi, pentru o boală, chiar am o problemă de sănătate sau pentru mama, Doamne ferește, sau pentru altcineva, da, iau și menționez chestia asta. Dar așa, pentru mine, nu-s genul să iau. Nu pot face ceva cu bani. Nici n-am predat pe bani, ori... Nu o să fii înseamnă nici... Nu mă simt bine. Biencuța Drăgușanu, nici alte fenomene. Nici n-am să cânt la anunț niciodată. Exact. Nu vrei să cânt la anunț? Nu. Mi se pare, nu zic josnic să nu se lege unde am. Eu mă gândesc la Cezaru Atu, nici josnic, dar mă gândesc la Cezaru Atu, dar și el să intre la un dat într-un playlist pe acolo. Nu i-aș sugera și zic foarte direct, așa ca de la muzician, nu că-s artist, dar zic așa ca de la muzician, vorba aia cum ți-am zis că-s direct, băi, să nu faci așa ceva că te distrugi. Fii om, fii de succes în ceea ce faci, pentru că nu mai sunt ca tine și dacă mergi să cânti manele și la anunț, poate orice țăran cum ți-i urece. Nu te văd așa, eu te susțin în ceea ce faci. Sergiu, nu uita că fiecare meserie în parte e importantă. Adevărat. Și, de, și pe ei respect, oricât dar... Oricât de greu ți se pare să accepti anumite meserii, sunt și ele acolo accept. Cu un motiv. Doar că ideea, ca să înțeleagă toți la ce mă refer, nu mă refer că nu e bine să fii când la anunț, că tot omul are nevoie și eu să am nevoie când m-am sos să-mi vină Andra. Doamne ajută. Deci Andra vrei să-ți vină. Andra sau alții, se pare că dacă știe să manele. Poate cânta orice la nunta mea pentru toți, eu n-am pretenții că vai la mine, nu? Dacă omul se simte dacă bine așa, eu pentru alții YouTube-ul, să se simtă că, bine. Cred că trebuie să facă prima nuntă în exclusivitate cu lăutar direct cu play de pe YouTube. Și gata. Păi cea mai ieftină. Se poate așa, normal. Dar eu ce ziceam, ideea principală revenind, e că nu că îi judec, Doamne, fer că n-au cultură, că sunt mulți, eu cunosc lăutare, am și în clasă, vreau să zic pe Mihai Roman de la mine în clasă, Baia Mare, e unul din cei mai buni violoniști. Dumnezeu. Dacă era din Ploiești, tu știi cât de bine se simțea? Că îi spuneai numele și, păi, în sfârșit, mâine o să mă duc să în mall. O să din Ploiești, o să vorbesc mare, există moluri? Există moluri acolo? Există, dar nici aveți este mall. Un mall, avem un mall. Aveți un mall, să nu mi spui numele. Am zis, exact cum am gândit. Avem mall și în Baia Mare și ideea care eu ziceam, ca să nu-mi uit ideea așa pe o secundă. Nu-ți uita? Era că nu-i judecă ei cântă, îi judec pe cei care merg și cântă doar, ghilimele subliniem cu roșu pe ecran, doar pentru bani. Aia e problema. Eu, în viața mea, să mă vedeți, mă duc, cântă pentru bani. Eu nu cânt pentru bani. Dacă omul îmi dă, zice, uite, Sergiu, că ai cântat, că ai făcut, că te-ai deplasat, ok, primești și eu aia cu greu, îi primești pentru că... Perfect, hai că-ți dăm bani la final de emisiune, nu-ți face greșe. Nu trebuie, Sergiu, hai să mergem la partea artistică, te rog mult de tot, zi-mi și mie ceva despre actorie. Spune-mi că ai acolo un monolog, spune-mi că ai măcar 10-20 de secunde în care... Zici ceva dintr-un scenariu, să vedem un pic din actorie, omul prea, tău, din nu prea actorul actor, tău. Eu sunt actor natural, adică eu... Tu ești un personaj? Eu sunt un personaj pentru toți. Adică serios? Eu pot să joc orice adică actorie. Tu acum în emisiune nu ești tu cel de acasă? A, nu, acum sunt eu, dar mă refer fiind natural, pot să fiu să mă pun în orice ipostază. Trist, fericit, bla bla bla. Eu poate acum plâng, poate să zicem, Doamne, ferme, moare cineva, eu tot pot fi fericit. Am harul ăsta să fiu fericit, indiferent de situație, să transmit. Ce ai făcut la simulări, la limba și literatura? Română. Hai să fim serioși. Până, până să nu se supără cineva. Păi, ce am făcut? Am scris la română subiectul 1 și 2. Ne interesează subiectul 3, atât, că primele două sunt mai simple. Băi, băiatule, bă. Subiectul 3, uitați cum arată peretele de la din spate, scris așa. Ce-a picat? Arghezii. A picat Arghezii. S-a răsucit un pic în mormânt după ce am văzut eu că scrie Arghezii. Așa, dar... Nu te-ai pregătit? Ai fost luat așa prin surprindere? Nu, îmi place să citesc orice dar în literatura. Dar ce a trebuit să faci tu la Tudor Arghezi? Ce a trebuit, măi, o lucrare, nu, o lucrare pe acolo, abarna, nu mai țin minte și m-am detașat complet ca Sergiu, și de moarte. Sergiu, vine bacalaureatul, trebuie să știi exact ce s-a subiectul întâmplat. Subiectul 1 și 2 să fie 6, și... Doamne ajută. Asta-i tot? Asta vor tineri. Nu vrei să iei un 10? Nu, de ai ce? Ai un 9-50. Chiar dacă tot ai zis de subiect, zic rapid și despre asta, că eu pe orice intervine așa, zic rapid. Deci, nu mi se pare deloc ok bacalaureatul care îl dăm, cel puțin în România, pentru că bacalaureatul, ok, e obligatoriu în viitor și așa, no, îl facem, dar să nu fie cu obligația de a face anumite subiecte, pentru că, de exemplu, eu, spre exemplu, vreau să dau la medicină, alți colegi, băi, te accesezi pe o chestie, eu nu pot să stau să învăț niște, nu zic prostii pentru cei care sunt în domeniul literar, dar prostii pentru cei care nu sunt în domeniul, ca și cum pe dumneavoastră profesori de matematică, vă pun să învățați chineză când voi aveți de vă da gradul pentru a avea salam mai mari și bani mai mulți. Nu merge chestia asta. Trebuie să dea la bacalaureat ceva prin care tot să arate dezvoltarea mentală. Asta e bacalaureatul, examenul maturității, să fie ceva psihologic și de reținut normal și română și asta că doar e limba noastră, dar să fie ceva la nivelul tuturor, nu ceva la care stii să iei 10 și dacă nu să-ți distrugi viitorul că tu n-ai intrat. Sergiu, am înțeles din prima anum. Către chestia Tudor Arghezii, cu toții am putea să tindem, dar vrem să rămânem la un anumit nivel. Așa. Eu zic că ai putea să faci mai mult de atât, să scriu nu te și bucuri poezie. Cu un 6.
Ce, scrii poezie? Scriu poezie. Ai vreo poezie la tine? Am, pe telefon. Și în cât pe timp internet. O găsești? Până vorbesc, eu o găsesc. Adică vrei să umpli acest spațiu în timp ce tu stai și intri pe internet și cauți exact poezia, e o poezie pot să pe care vorbesc, o putem... Pot să da, vreau să știu dacă putem să difuzăm poezia asta. Da, dacă... puteți, că nu e lansată, nu e cine știe ce, eu le scriu zici din... că e un hit. Zici că ești un fel de Delian variantă masculină, da? Și vrei să ne spui acum în exclusivitate ceva. Zi-mi poezie de când scrii. Poezie scriu numai pentru propria persoană. Am observat că am un talent și acolo. Să scriu așa, să compun și pe loc pot, dar nu chiar așa bine ca alții, dar să stau, da, bine, să compun pe loc scriind. Deci dacă văd ce am scris, să-mi vine imediat următoarea idee. Deci nu pot așa mental din minte să zic dacă ți-a venit poezia în față. Nu, nu a venit netul, dar n-am semnat la internet aici eu, dar e ok, că mi-mi apare numai apeluri de urgență, dar lăsând, atunci o las. Văd dacă reușesc. Voiam să... Să putem să ascultăm un pic din artistul din tine. Păi o să ascultați, numai să meargă mie. Să strălucești un pic mai mult de internet? A, nu, că nu mă rog. Îți dai seama, după 14 ore trebuia să vii cu dita mai documentația. Băi, dacă vin din Baia Mare până... Păi n-aș știu că ajunge la subiectul ăsta, n-aș știu că zici chestia asta. Cum, doamne, noi promovăm tânărul din cap până în picioare. Adică dacă el are de promovat, nu știu, o pereche de mănuși... 42 la pantofi. 42, hai că nu e rău. 27 la pantofi. E bine așa, știi, se va deschide telefonul, am o problemă eu cu el, e vina lui. Roagă-te de el, mai dai un ok se acolo. Se să... restartează, da? Putem povesti pe la să nu-i spunem Dumnezeu să-l ierte. Doamne ferește că am dat bani pentru mie, bani. Toată lumea dă bani pe telefoane. Dar mulți tineri nu dau, eu am dat din banii mei. Alții le cumpără păi părinții, din iPhone 10, 15, 20. Din ce-ți câștigi? Mi-am strâng singur. Păi și dirijor în biserică. Pe lângă asta îmi place mult. Serios? Atașat, cum adică știin, dirijor cred... în biserică? Stai că eu nu prea... Adică știu că există... Dirijor, dirijez corul. Părintele preotul zice ce ar de zici. Cum răspunde? Aminul și toate. Greco-catolic. Am înțeles. Foarte tare. Bravo. Și faci treaba asta în fiecare duminică? Fiecare duminică. Și acum trebuia marți, adică astă seară, dar bun, Dumnezeu mă ajută, adică că ai anunțat la cor. Am spus că s-a aici, am anunțat de duminică că voi salut pe oameni ăștia, poate se uite cineva salut, de acolo da, pe Facebook. Se uită coristele mele, poate că le-am spus că să nu vorbim despre divinitate, Dumnezeu, spiritualitate, ca nu cumva să te supărăm și pe urmă să zici că Doamne, ce are omul ăsta cu mine după ce că tu nici n-ai dormit, așa că ești nedormit? Am dormit puțin, dar eu de obicei mă odihnesc. Eu nu beau cafea, nu beau. Sprijinit de geamul de la tren sau? Nu, în cușetă, Doamne ferește să mă vezi pe mine dormit. Odată am experimentat să dorm așa și eram ca un mort deja așa. Dimineața nu mai știam cum mă cheamă, vedeam că eram ca un drogat prin București, inclusiv știu că un polițist m-a oprit, m-a întrebat dacă a consumat stupefiante. Și am zis că ce nu, dar, păi nu, domnule, dar am explicat, uite, am arătat biletul de tren, dovadă că am venit de la Baia Mare și morte sunt că am fost proști și nu mi-am luat cușetă. Dar de atunci pururi. Dar nu, dar poți să fii mai puțin bogat și să nu-ți iei cușetă. Nu, eu am fost prost. Eu sincer, am fost prost pentru că pur și simplu n-am știut cât e, că n-am mai fost niciodată așa drum până în București să merg și atunci n-am știut că pot să aleg cușetă și astea. No. În fine, am rezolvat-o și pe asta. Hai să Sergiu, ia spune-mi și mie, care crezi tu că e marea diferență dintre un tânăr care reușește în viață și unul care eșuează? Unul care eșuează este cel care ascultă de cei din jur. Există două caracteristici prin care poți asculta de cei din jur. Poți asculta de cei din jur când îți vor bine ele și când îți vor rău, dar tu trebuie să știi să-i alegi. Deci tot de tine și depinde. Cum aplicăm chiar dacă filtrul, tu dai vina, bă, deci trebuie să ascultăm de oamenii din jurul nostru, dar nu de fiecare dată. Trebuie să știm de care. Cum ne dăm seama de care trebuie să ascultăm? Pur și simplu simți și observi oamenii care îți vor binele și care nu îți vor binele. Crezi că există oameni care ne vor binele? Există oameni care ne vor binele, gen, eu sincer pot să vreau binele și celor care nu-i cunosc. Dacă văd un om amărât, mi-e milă de el, deci vreau binele și nu-l cunosc. Sau un om care îl văd necăjit chiar dacă nu-i amărât, e un om bogat, deci un om modest, așa ca noi, cu bani, cu casă. Dar mila aia care o ai zici pentru mașină, om... Zici cu mașină. Sau cu mașină. Cu bani, cu casă cu mașină, și cu mașină. Cu averi, cu așa, modest, toate. Ca noi. Așa. Că tu ai zis ca noi. Bine, modești în sensul virgulă, modești ca și noi, adică și mai puțin bogătai, așa mai sărani toți. Așa, sunt oamenii aia care ți-i milă. Băi, vezi și ți-i milă și te pui în locul lui, înseamnă că deja îți pasă de el, chiar dacă n-ai habar cine-i. Pur și simplu, vezi că e rău, i s-a întâmplat ceva, Doamne feriți. Părerea aia de rău. Doamne feri, hai să intre acum pe poeziile alea, da, rugăm unde tot, scoate suportul ăla digital, pune-l un pic mai aproape de ochii tăi și recită o poezie. Păi ce faci? În loc să profiți de toate momentele astea în care ești în emisiune, lasă Instagram-ul, lasă Snapchat-ul. Alea merg una, două, n-am Snap că nu folosesc. Ar trebui să oprești notificările în emisiune ca să poți să citești din prima poezia, să zici, o rămâi, rămâi cu mine...
te iubesc atât de mult. Da, am vrut să scot o carte, și... am vrut să scot o carte, dar am zis că nu mai scot pentru că vorba aia nu am bani. Și până să am bani durează. Dar și ca să scot o carte, de bani ca să publici ceva. Normal. E vreo 5-8 milioane să scoți câteva zeci de cărți, nu 100-200 cum scoate un scriitor. Nu mă numesc scriitor, dar îmi place. No, dacă mă întreabă lumea că e scriitor, normal că îi spun. Nu înseamnă că vai gata sfânt că am scos o carte. Dacă scriu pe Facebook la acolo, în secțiunea de newsfeed, câteva texte, așa. Nu înseamnă că sunt tot așa scriitor? Măi, dacă scrie așa și postezi, te poți numi scriitor așa pentru tine. Mai ales dacă primesc câteva like-uri, două, dar trei. Dar scriitor e cel care totuși tinde spre asta. Eu nu tind spre domeniu, ca să luăm așa... Nu tind spre domeniu ca să mă numesc ceva într-un domeniu care nu tind. Da, și eu aș putea fi, uite, cameraman, moderator, dar înseamnă că sunt cameraman și moderator, faptul că știi și faci un pic că îți place. E o diferență. Eu fac și că știu... unele chestii și chestia asta am harul ăsta să compun, nu știu, voi vedeți. Dă-mi o veste și... bună și spunem că ai găsit poezia. Am găsit-o numai că am 10 de poezii și una vreau să o zic care îmi place atât de mult. Primul invitat de care chiar trebuie să mă rog, adică te rog, Sergiu, zine că ai găsit cea mai bună poezie. Cum care îmi place mie. Se numește Fiorii tinereții. Te mai simți tânăr, Sergiu, la 20 de ani, hai să fim serioși. Asta a fost scrisă pe vremuri, adică scrisă... Pe vremuri, dar nu mai, ești deja bărbat adevărat la 20 de ani. Pe vremuri, 50 de ani, acum un an. Anul bine trecut cum o zici, știi? Nu, acum un an pe vremuri, acum nu mi-a venit. E o poezie așa din cartea care vreau să se numească Când va exista, Moartea merge înainte, așa vreau să se numească. Cum se... Moartea merge înainte. Moartea merge înainte. Da, este o carte care, normal, te gândești la moarte, gata, dar... Nu, eu mă gândesc la Bacovia și mă gândesc la bacalaureatul tău. Îmi place Bacovia. Dacă îmi pică Bacovia, jur, Doamne, doamna dirigintă, că dacă îmi pică Bacovia și-mi intră deci, în cap Bacovia. Deci, doamna dirigintă are pile, relații, nepotisme, să dea așa la toată țara același subiect? A, nu, da, zic așa de ea că să vadă că am intuiția să învăț. Normal, Bacovia, să nu, să că îți place. Strece, și un pic de Eminescu trebuie să înveți. Îmi place Eminescu, dar nu orice. Îmi place... Am pretenții la poezie, nu că vorba aia, nu că sunt dacă știi tinere, Luceafăr e suficient. Nu știu. Nu știu. Nu, știi de Luceafăr. Știi că Luceafăr e dar mie Eminescu. Știu, normal, că doar nu o să zic alții la nu știu ce emisiune ăsta e Caterin, că cine a scris Luceafăr? Eu aș întreba pe cei de pe Facebook dacă știu cam câte strofe are Luceafărul. Cred că nici nu știi, dar să nu spui răspunsul. Serios, okay. Tu știi în mintea ta câte... Măi, nu vreau să încurc. Deci câte strofe, câte strofe are... Să zic? Poezia Luceafăr, știi? Măi, zice, eu cred că știu, țin minte, țin minte. Poate cei care ne urmăresc acum pe dacă Facebook, mă încurc, un număr încurc. Trebuie să ne ajute un picuț. Între 1 și 2, așa e virgula aia de număr, dar sper că-mi iasă. Dar ți-e teamă că răspunsul tău va fi greșit? E posibil. E posibil? Da. Adică cu cât ai punctat la bacalaureat o astfel de întrebare? Băi, eu ar trebui să punctez cu... Dacă o luăm așa, ar trebui să o punctăm cu niciun punct. Ce un punct? Nici 10 sutim, pentru că e o întrebare care tot omul ar trebui să știe. Pare că e cu dus și cu întors. E grea, da, pentru că te gândești la o chestie, toată lumea știe că treia să aibă atâta și de fapt are atâta. Da, deci știi chestia asta, că treia să aibă mai mult sau mai puțin. Știu că trebuia să avea mai mult, dar nu mai ești pasionat de Mihai Eminescu? Nu, dar... Sau, nu, ce-mi place la Eminescu? Prieten cu bacalaureatul. Păi băiatule, băi, mai bine la cimitir. Da, de ce ți-e teamă de matematică? Îmi place de, română, de Mihai Eminescu pentru că toată lumea știe că din profil semăn cu el uneori. Așa când stau, așa când aveam părul foarte lung, semănam cu el așa. Trebuie să-ți găsești o Veronica. Și apoi am început să-i citesc de la Eminescu niște ai chestii. O Veronica? Nu, am avut o Veronica și s-a dus Veronica. Unde? Cu cine? În codru. S-a dus Veronica și... Singura? Singurică și apoi pe parcurs a găsit un copac care se taie. Copac? Ce? Care se taie. Mai trei? Ce? Dăm în alte alea. Nu, am dat exemplu să fie mai poetic. Un copac, doar în codru. Era băiatul copac rău de tot la minte sau ce? Mai nu trebuie să fie acum supărăcios. Oricum o să vadă în Veronica, Veronica, să știi că o să vadă. Noi o să ne asigurăm că Veronica va așa vizualiza imaginile astea. Așa. Dar să nu-i spui că o mai iubești. Da, așa este. Ai găsit poezia? Da, am găsit, eu stau cu ea de 5 minute așa. Noi așteptăm să nu mă mai las să mai vorbesc. Mi-ai promis că nu mă las să vorbesc. Promis, Fiorii tinereții. Zi-o așa, zi-o poetic, ca și cum ai fi următorul Mihai Eminescu. Ok. Că dacă fii deci pe parcursul poeziei, și nu te mai întrerup, așa. Oamenii pot da love, 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 și imediat după chestia asta o să spun câte strofe, cred furie, eu, furie. Care zi okay. Luceafărul. Așa, versurile sunt versuri albe, deci nu toate au rimă. Așa. Din fuga unui cântec, absurd, încep să strig, alerg și fug spre tine, iubire și destin. Este seară, timpuri rătăcii, amurg de neclintire, cuvântul ce frunze parcă învie,
și stele ce străluce, ard focuri în câmpie. Pe o bancă părăsite, un șervețel pătat, de lacrimi mărunte, iubita a plecat. Se aud spre dimineață, fior de zâmbet trece, acolo unde noaptea, doar moartea ce mai trece. Acum se opri să șadă, odată cu inima mea. Iată, el este următorul, Bacovia, în carne și oase. Te rugăm să nu fii chiar atât de inspirat încât mai să... Mai multe nuanțe, dar ok. Macabru până la capăt. Să știi că îmi place ce aud. O să căutăm pe Google să vedem dacă mai găsim asemănări. Știi că în ziua de azi e foarte greu să ai eu conținut original. Eu, sincer, nu am citit multe poezii, numai dacă e despre moarte sau chiar cu un subiect foarte interesant. Poate cine știe, moartea pentru tine este o reducere ceva... de prețuri. Știi că te duci într-un magazin și, băi, au murit prețurile astea, sunt din ce în ce mai ieftine toate produsele. Nu, cartea asta, ca să fiu sincer, că eu chiar încă n-am zis nicăieri, nici la lansare, până la lansare. Ne spui ceva în exclusivitate acum? Da, pentru că nu să zic la lansare, cartea de fapt reprezintă relația care am avut-o înainte, iar moartea de fapt este fosta mea iubită. Și atunci moartea merge înainte. A trecut pe la mine și a plecat. Dar totuși o numești moarte. Da. Te-a făcut să mori? Teoretic, dar încă sunt viu aici, în fața. Dar am impresia că subiectul ăsta nu-ți face bine. Ba îmi face, atât că am avut eu un feeling mai ciudat. Dar așa mai trecător, brusc. Bea un pic de apă și zine ce-i cu feelingul ăsta. E complicat, dar... Ce să zic, asta așa mi-a plăcut să-i pun titlul, nu știu, am simțit că e o carte care vrea să transmit, să mă eliberez de niște tensiuni și am făcut-o prin poezie. Și ai reușit să faci treaba asta cap-coadă? Cartea nu, dar am scris vreo 60 de poezii. Te-ai eliberat? Ai scos afară tot răul ăsta? Nu știu dacă l-am scos, nu știu dacă îl voi scoate. Îl voi scoate când va apărea, sincer, m-am gândit, când va apărea cineva. Atunci când va apărea o persoană, adică alta, atunci o să-l scot. Simt, pentru că dacă o să mă atașez, o să mă iubească, o să fie fidelă, sinceră și astea, o să-l scot. Ce până te faci dacă nu o să găsești prea curând păi persoana dacă, asta? Nu, eu îmi doresc, că vreau un băiețel, asta e visul meu, să am un băiețel și familia mea, să fie frumos ca măsa, deștept ca tată. Bine, glumesc, nu, că n-ar fi, dacă ea deșteaptă să iei memoria ei, că dacă o ia pe-a mea, va ia. Că eu uit, am ce am să uit chestii, uite, vezi și poezia, eu nu-mi rețin poezia. Să știi că e necesar uneori să uiți. Să uiți cât ai cheltuit, din păcate, să uiți oamenii care ți-au făcut rău, să uiți că au existat zile chiar mult mai grele. N-am fost niciodată supărat în viața mea pe cineva. Adică n-am ținut ură. Vrei să te supărăm noi în seara asta? O să mă supăr, dar nu ție. Hai, zi-ne care răspunsul pentru Luceafărul. Pentru Luceafărul... Câte strofe are poezia lui Mihai Eminescu? Eu știu că trebuia să aibă 99 și are 98, de fapt. Așa, stai că nu era. Mă gândeam inițial la 100 și care 99. Răspunsul dar corect. Dar n-am știut dacă e 100. Câte are de obicei în cărțile astea? Eu știu că toată lumea știe că e 99. 99, 99. Și atunci ai zis bine, primul răspuns era la corect, să știi. Da, 99 și are... De fapt are 98, dar de ce nu are 99? Nu mai avea loc în carte. Nu e altă explicație. Nu știu, chiar nu mai mult de 99. Nu știu, chiar nu știu. 103, 104 pe acolo, bine, nimeni nu știe exact adevărul. Am știut și... Am ok, un nenea care a spus că, bă, nu ne place, nu vrem, e porcos, e vulgar. A pus nenea ăsta, l-am dat un cuvânt, fund, sau ceva de genul ăsta în strofa cu numărul 99 și a zis Titu, mai ales cu ăsta, nu... Serios. Bun, adică cam așa se jucau oameni. Nu știi cine e Titu Maiorescu? Ba da, numai nu știu cine a pus cuvântul. Adică el a scos. Ideea este că e o controversă, dar s-ar putea ca o astfel de întrebare să fie pusă la un dat într-un anumit context și cred eu că e de mare ajutor. Sau, cine știe, poate peste vreo 50, 60, 70 de ani, depinde cât ai vrea să trăiești, tinerii de atunci o să fie întrebați, dom'le, câte strofe avea poezia lui Sergiu Gliga? Și dacă o termin la fel... O să întrebe că mai avea multe. Dar ai văzut că acum nu mai atât de multă cenzură, ne putem exprima liber cât avem ceva de spus, câte asta vreme nu-i deranjăm pe ceilalți și încercăm să punem mai multă emoție în fiecare vers. Să știi că eu te văd un tip destul de simpatic, carismatic, dar pe alocuri rapid încep să fii tristuț. Asta am cu părțile astea, pentru că ți-am zis și la început și înainte să intrăm în direct că eu sunt genul care încerc să-i fac pe toți fericiți. Nu o să mă apuc să-mi explic dramele și va veni la TV să mă plâng. Nu, asta duce la actorii, domnule. Lași, am văzut dar, o lacrimă acolo cum voia să se scurgă și... S-a scurs o lacrimă, băi, s-a scurs. Ai ținut de aia, ai zis nu, n-ai voie în seara asta.
Sergiu, trecem la o rubricuță, se numește Aș n-aș vrea, știu că o aștept de foarte, foarte multă vreme, că ai privit-o tocmai de acolo, din Baia Mare. Da. Cine credea vreodată că băimărenii se uită direct la Prahova TV? Uite că în sfârșit se uită, Aș n-aș vrea. Canalul, postul, dar îl facem. Nu e pe TV, nu e pe TV, dar e pe internet fără probleme. Da, fii atent. Deci, răspunsul pe care tu l-arăți la cameră este răspunsul corect. Este cel pe care noi îl considerăm ca fiind corect. Nu avem 50-50, adică așa și așa la răspuns, sau pas. Normal, și eu dacă sincer, eu știu că sincer, eu să fii sincer fără probleme. Hai să începem. Aș n-aș vrea de bună voie, nesilit de nimeni, nu să mă căsătoresc, că asta am înțeles deja. Asta, da, da. Să plec în străinătate și să mă stabilesc acolo. N-aș vrea. Pentru că știu că se poate face și în țara asta ceva. Deși aș fi vrut să zic că aș vrea, pentru că vreau să mă duc, să vizitez. Și să stau o perioadă 5-6, dar cu condiția să mă întorc, chiar dacă e mai bine acolo. Îmi fac niște bani și vin înapoi. Dar nu sunt genul să merg de tot. Nu pot să mă lipesc de zonă, de casă. Cât patriotism pe tine? Mie mi-a șoptit cineva că tu te-ai văzut cu președintele țării, cu domnul Iohannis. Da, l-am văzut odată în viața mea, adică e mai mult. Ai primit o insignă, ceva? Eu mă plimbam, să știe lumea cum mă plimbam așa comic, m-am plimbat pe lângă Cotroceni, eram odată și venise cu mașina el așa în parcare și m-a văzut. Eu eram cu valiza, veneam la București în vizită. Tu erai un tânăr, da? Un tânăr din Baia Mare. E bun, care se plimba cu valiza ca la hotel. Nu erai nebun, erai... Bine, în sensul normal, în sensul pozitiv, bun. Adică spui nebun, zic, înseamnă așa, ceva în trend. Că așa mă știe lumea, că Sergiu e bun, așa că e bun rămâne. Așa. Și măi, am văzut că are și au văzut și el că am stema Sătmarului și nu mai știu ce aveam încă cu Steagul României, da, Steagul României, și mi-a zis că, nu, m-a întrebat că eu cu ce fac am atâta. Sătmarul, adică Satul Mare, Satul Mare, nu? Satul Mare, așa se zice, prin zonă. Așa, de fapt, se zice în general. Și, na, i-am zis că de unde are eu deja să văd și eu, de unde să am și eu, că avea o stemă foarte faină și... Mi-a zis că, uite, ți-o dau pentru că și tu ești cu cultura și cu astea. Și mi-a dat-o și am păstrat-o. E bine, deja am avut o interacțiune cu o persoană nu care... Nu e ceva oficial, nu e în urma unei importante. Nu trebuie importante să fie oficial. Cred că e mai important că tu să porți o discuție, fie și de 3-4 minute, cu un personaj sau o persoană, depinde cum vrei să vezi lucrurile acum, care poate influența lumea sau măcar țara asta în bine sau în rău. Trebuie să zici tu ceva acolo, nu știu, să existe mai multe locuri la cămin, să se mărească alocația, știi cum începe degeaba toată lumea. Degeaba le zice, stele intră pe ureche și pe alta. E ca și când ai, poți uite, să vorbești cu Floricica, nu știi pe... Nu. Nu știi? Nu. Gândește-te e o tanti că... care zice pe internet, mă rog, stai cu niște melodii cu ea. Cum o cheamă? Cred că o cheamă Floricica. A, Floricica dansatoarea? De, uite cum știu, da, cu să fie Floricica, cum să nu știu. Ea e cea care e un pic mai da, mai a fost supărată la antenă, da, o știu. Asta s-a făcut cunoscută. Dacă ești nebun, ce faci? Acum face foarte multe live-uri pe Facebook și deja explică. Eu cred că mâine, poimine, o să publice rețeta succesului pe Facebook. Da, are, indiferent că nu e o femeie, să zici, vai, cultivată cu 10 facultăți, dar are un cuvânt și are curaj să-l spună. Foarte asta bine, bravo ei, să-și cultive și florile și să reziste mai mult în apă. Aș n-aș vrea să câștig foarte mulți bani cu foarte puțină muncă. N-aș vrea. Ei, da, te rugăm, Sergiu, fii sincer, păi nu vrei să fii... Foarte ți-l lipesc în frunte, așa mi-l pune aici, așa, n-aș vrea, mă duc cu el pe Ploiești, mi-l dați astă seară, mă duc așa, n-aș vrea și scriu, menționez aici. Trebuie să pui și o lanternă. Și o lanternă, pune aici reflector, nu, n-aș vrea pentru că este o prostie exact despre ce am vorbit la început, că nu suport chestia de a fugi după bani, dacă fugi după bani, fugi ca în groapă. Eu nu fug după bani. Dacă aș fi... Știi cum este? Nu o să fug după bani. Și o să vadă toți care se uită acum la mine că o să am bani. O să am, pentru că nu fug după ei. Vor veni pentru ceea ce fac. Deci trebuie să fii mega disperat, nu trebuie să simți așa nevoia numai de bani. Să rezolvi ce? Am bani, am mașină, plătesc impozite până la Dumnezeu. Da, să-ți costă taxa, dar o să bag nu știu ce accize o zi sau cum să zice la benzină. Ești tot să-ți cumpezi. Fac ei mici mașuri, domnule, așa, știți? Nelson Mondial o șpagă. Așa, deci să scoate chestia asta. Nu pierde nimeni nimic. Îmi place că încă de la vârsta asta de 20 de ani a început să pricep foarte multe lucruri. Important e să încep să le schimbi în bine. Asta e că mulți tineri nu se bagă zicând de acasă. Nu înțeleg. Să zic rapid ca să nu te rețin. Nu, stau acasă zic, păi să meargă alții. Și tot zicând așa, până la urmă nimeni nu merge. Știi, nimeni nu se înaintează și nu face. Degeaba zic eu, că să meargă, eu nu m-aș duce în politica României. Cunosc o fată foarte intelectuală care o să aibă succes și la Oxford, părerea mea, e extraordinar de intelectual, și a zis că eu n-am să fiu politician în țara asta. Și am zis, de ce nu te faci? Că vorbește foarte intelectual fata. Că eu n-am să fiu în țara asta. Păi și vreți să schimbați țara dacă nu mergeți? Păi ai talent, meri la dracu în praznic, scuzați expresia așa maramureșenească. Băi băiatule, stai și vrea fac să devin ce? Atât de popular încât să nu pot să beau, nu știu, o cafea, un suc cu apă plată undeva
în România asta? Aș vrea, pentru că îmi place să socializez. Îmi place să vorbesc. Da, dar o să tot dai autografe, nu mă interesează, Sergiu, știu și acum dau autografe, timpul. Eu fac concerte de colinde. Așa. Nu pe deci bani. Odată, deci odată pe, bani, pe an, da, în luna decembrie, cunosc pe Ștefan Hrușcă, ne cunoaștem personal și colaborez, pot să zic, paralel cu el. El știe că vreau să iau locul când nu va mai fi, pentru că nimeni nu cântă colinzi și mai ales că e stilul maramureșan, am accentul și atunci asta îmi place să fac și anul ăsta o să am. Și dacă, uite, pentru voi ploieșteni, jur că mă duc la voi la mall mâine și rezolv să am concert de Crăciun aici. Ești foarte sigur pe tine. Da, pentru că se așa, ai o că nu trebuie bani, nu cer bani, nu trebuie să-i oblig nimic. Dacă vor să mă ajute cu drumul, nu mă supăr. Ai o simpatie pe care o am la fiecare și vorbă. Și fac un concert, că mie îmi place. Uite, exact acum. Bine, dacă live, ești și voluntariat sau dacă vrei să strângi bani pentru o cauză nobilă? Dacă ar fi, atunci da. Deci da, aș face un concert dacă știu, Doamne fere, are un copil sau cineva nevoie. Da, fac, că nu mi-e greu, că eu câștig, mie îmi place să câștig oameni. De exemplu, pentru mine să-mi vină, mi-a venit o bătrânică, m-am dus la un centru de bătrâni, la Cluj. Acum, nu la Cluj, acum un an la Poenile, sunt munte, în Maramureș. Măi, și cea mai mare impresie mi-a dat o bătrânică, o venit și mi-o pupa mâna, mie, la 20 de ani, pupă una de 70 mâna, măi, m-am simțit, vorba, am o să râdeți voi ca Fuego, dar știți, vai, Dumnezeu l-a fost alături de lacrimile brăzdate de vremuri. Trebuie să te gândești foarte bine, Hrușcă sau Fuego, nu putem să introducem pe amândoi, da? Bine, am dat exemplu asta că e comic. Mergem mai departe, n-aș vrea să plec într-o vacanță, într-un city break cu o persoană pe care nu o plac, nu o suport de nicio culoare și de sex opus, adică o domnișoară. Aș vrea, de ce? Pe scurt, așa, de ce? Aș vrea, pentru că îmi place, da, să fiu mai scurt. Îmi place să socializez. Și atunci, dacă mi-ar fi urât, aș vedea, până la urmă, aș cunoaște-o mai bine, că poate mi-e urât din auzitele cuiva. Exact. N-aș vrea ca toată lumea din jurul meu să mă laude tot timpul. N-aș vrea. M-am gândit atât. Pentru că dacă aș zice aș vrea, asta ar însemna că îmi place să mă aud și să mă simt la un nivel. Dar dacă zic nu vreau, și e mai bine și aleg, chiar dacă a fost pe moment. Bine. E mai bine așa, pentru crede, că n-aș vrea, pentru că atunci ți se urcă la cap. Și că unele răspunsuri nici măcar n-au nevoie de explicații. Normal. Mergem către următoarea chestiune. N-aș vrea ca toată viața să am timpul ocupat. Adică să nu-mi permit dacă să mă vreau să trăiesc la 90 de ani, tu crezi că trăiesc dacă la 70 intru în pensie și stau acasă, mă uit la TV și mă duc la biserică și vin înapoi? Nu. Fac activitatea, uite, cum mă vedeți acum așa agitat, o să mă vedeți și la 80 de ani. Vă pup. Trebuie să ne spui ce cafea ai consumat. Nu beau cafea, nu beau nimic de energizante, nimic, am energie. Bine, hai să fiu serios cu tine. N-aș vrea să plec în străinătate, în Spania, la cules de căpșune. Păi băiatule, trebuie să ne spui. Și de ce n-ai vrea? Nu e pentru mine, nu-mi place. Eu am o percepție foarte strictă în ceea ce privește viața omului. Da, trebuie să fie și oameni de genul. Nu e legat de studii deloc. E legat strict de evoluție. Omul nu evoluează. Eu sunt om care vrea să evolueze. Îmi place să fiu, uite, cum e, să fiu, băi, într-un backstage de emisiune, uite, cum e România au talent, cum e Ai Umor, cum e ăstea, să vin, uite, cum sunteți voi, să fiu în regie în ăstea, asta, să mă deplasez, să mă duc cu camera, să mă duc cu studio, cu un videoclip, să văd lumea, nu să stau, domnule, să fac aceeași zi 8 ore la un birou, să mă vezi așa, sau să mă duc acolo 12 ore să culeg căpșuni și să vin înapoi și aceeași chestie. N-am vrut să te supărăm în halul ăsta, n-aș vrea să schimb ceva în viața mea. Aș vrea. Ce să fie? Nu știu. Da, știu că va apărea, pentru că toți avem defecte și până la urmă nu recomand. Zi ceva ce-i schimba. Măi, nu știu, aș schimba, nu știu. Să nu fiu așa agitat, să nu vorbesc atât de mult, deși vorbesc foarte mult. Nu e rău. Și să pot să zic să fiu mai calculat uneori și să-mi stăpânesc emoțiile, asta e cea mai importantă. Acum nu am, că s-o obișnuit cu camerele deja, da? Am emoții la unele concerte, la audiții. Pentru mine nu contează cât e de mare scena și câte... Oricum sunt foarte prietenos și de fel nu prea îi lăsăm pe am emoții în fața oricui, mă expun pentru ultima că vreau să transmit. Ultima și o să ne dăm seama dacă a fost sau dacă e chiar de bine în continuare. N-aș vrea, știi cum e, pe banii tăi, pe barba ta, pe trenul tău, pe munca ta, să mai vin în emisiune. Aș mai vrea, dar cum să mă așteptați? Uite, camere se uită la... Zi de ce, care explicație, de ce mai vrei? Vizitez Ploiești, în primul rând, iarăși. Vă invit oricum, vă invit când o să am concertul să veniți să luăm și acolo interviu, să face frumos, să găsim, poate găsiți voi un caz ca să facem pentru un caz, dacă vreți să colaborăm, cu tot dragul, uite, live zic să știe lumea, să fie că am vorbit-o înainte sau după și mi-ar plăcea și să mai vin, că îmi place să vorbesc mult și să-ți bați capul, că alții vin și nu prea, îi văd că pe alții sunt mai tăcuți. Trebuie să le ofer o lecție, mie îmi place tare mult, suntem la final de emisiune și trebuie să ne oferi o concluzie, da, să ne spui așa. Deja e gata, da, trebuie să tragem linie, dar foarte pe scurt, deci mai 10 secunde atât din momentul ăsta, care concluzie?
concluzia. Concluzia, asta concluzia, cu succesul. Fiți voi și vă faceți ceea ce vă place, place, luptați pentru ceea ce vreți și băi, trăiți, trăiți fiecare moment. Nu vă gândiți la alții, mergeți așa. Sergiu, mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Succes în continuare în tot ceea ce faci. Să crezi în tine, să iei bacalaureatul cu mai mult de 6. Te rugăm să nu fii acolo la limită. Să vorbești cu Cezar Oatu, să-i spui că ai fost în emisiune aici. Că și el a fost în emisiune la un moment dat. Și cred eu că ați putea să, nu neapărat un featuring, dar poate învățați unii de la ceilalți. Mi-ar plăcea și o colaborare cu el. Și poate te ții de treabă și mâine pe mine auzim și mai multe lucruri bune despre tine și despre energia asta pe care o ai. Nu vrea să ne spună dacă are prea multă energie, dacă i-a spus cineva înainte ceva, dacă e plătit ca să vină în emisiune, să mai știu eu ce. Important este că vine și vorbește despre el. La fel trebuie să face și voi. John, să ne auzim și mâine de la 19. Până atunci, numai bine. La revedere. Vă țucă Maramureșul. De top în dermatologie de